Ne-am întors la News Hour with CNN. Probabil vi s-a întâmplat să vă sune telefonul și să vă speriați și să nu vreți să răspundeți sau să te resăriți. Dacă da, atunci este foarte posibil să suferiți de un nou tip de anxietate care se tratează deja în alte țări prin terapie și este posibil să faceți parte din generația Z, adică să fiți născuți între anii 90 și 2010. Trecem în revistă împreună și explicațiile, dar și soluțiile. Generația Z a crescut și s-a format în epoca în care WhatsApp și celelalte aplicații de mesagerie instantanee erau deja folosite de părinți, spre deosebire de cei născuți înainte de 1990, ai căror părinți foloseau frecvent telefonul clasic. Ei au fost mai puțin expuși la convorbiri și au preluat și adaptat un alt stil de comunicare, cea scrisă. Frica de a vorbi la telefon a tinerilor poate fi o consecință a faptului că în prezent aceștia petrec foarte mult timp conectați la rețelele de socializare, la jocuri, totul e online, totul e înscris și aceasta poate acționa ca un mecanism de protecție. Specialiștii spun că există un prag care, odată depășit, simpla senzație de neplăcere la soneria telefonului se transformă în fobie. Printre semnalele de avertizare, îngrijorarea de a nu deranja altă persoană, stresul de a nu ne face de râs și evitarea în a răspunde apelurilor. De obicei, lumea vorbește prin mesaje, mai mult, de obicei predominante pe mesaje, deoarece există lipsă de comunicare foarte mult între persoane și, în momentul de față, tehnologia ne-a tăiat comunicarea face-to-face, cum ar veni. Sunt lucruri importante, la subiecte importante, pe care le scriu mult mai bine prin mesaje. Tendința pentru comunicarea scrisă prin aplicații este remarcată însă și la celelalte generații. Oamenii petrec din ce în ce mai puțin timp în conexiune directă, la întâlniri față-înfață sau discuții personale. Mai ales când trebuie să dai un telefon, să faci o programare, să întrebi de o persoană serioasă. E oribil. Nu aș spune chiar o fobie, doar anxietate, presupun. Categoric prin mesaje, mi-e mult mai ușor să scriu și să îmi formulez toată ideea până o transmit, așa vine mult mai rapid. Plus că, mai ales prin mesaje, am timp să reformulez de 100 de ori și nu văd reacția live a persoanei, am lăsat telefonul jos, am trimis un mesaj la care nu vreau să văd reacția, l-am lăsat jos, am plecat, mă întorc într-o oră, 100 de mesaje, răspuns, ok, n-am fost acolo, nu le-am simțit. Din păcate, teama de a efectua și de a primi apeluri telefonice poate fi perturbatoare atât pentru viața personală, cât și pentru cea profesională. Este important să luați în serios această anxietate, spun specialiștii, și să încercați să o învingeți.